Salutare fraților, eu sunt Leuțul și azi vin cu un nou video, să vorbim puțin despre tactici, despre noile sisteme din noul joc. Păi, ce să zic? Sunt total diferite, nu știu, sunt foarte diferite, dar am încercat tot felul de opțiuni și de tot felul de chestii. Abia, abia am găsit să să fac o tactică să dea roade de la bine la stilul meu de joc, pentru că a acum degeaba e tactica dacă nu e stilul tău. Trebuie să se potrivească și pe stilul tău de joc. Haideți să vă arăt. Sunt în divizia 5, nu e o divizie chiar foarte ușoară. Bun. Hai să vă arăt ce am făcut mai exact. Bă, nu vă uitați la jucători, că nu aveți nevoie neapărat de jucători ăștia. Eu m-am avut noroc la pachete, am cumpărat ce am putut să cumpăr, ce am crezut eu de putință că, e, că mi se potrivește mai bine. Acum îl așteptăm și pe Jota să-l băgăm, să băgăm, aici. Bine că este bun și Turam, dar așteptăm să vedem care e treaba cu Jota. Chiar e bun, că e bun, e foarte bun Turam, pentru mine și-a făcut treaba până acum. Bun, haideți să vă arăt. Deci e, forma... e vorba de formația de 4-1-4-1. De deci ce am ales formația asta? Pentru că am un CDM, atâta am trebuie un CDM. Și pe ăștia lanții doi folosesc box-to-box. box to box Acum, vedeți și voi ce, ce jucători vă încadrați. Bun. Așa. Bun, deci ai 4-1-4-1. Eu aici prefer short passing. Voi puteți folosi și balans. Pentru mine, short passing merge mai bine. La defensive approach folosesc 60. Nu v-aș recomanda să urcați mai mult de 60, că o să vă luați pe contraatac de numai știți de voi. Da, vă ajută la deplasare să plecați mai repede la spre goluri, dacă am atât. Bun. La playerul. Aici advance forward, focus pe atac. Simplu, cei doi CM box to box pe balans, când bine nici nu să-i dai altceva oricum. la, CD, la, la CDM, eu l-am pus pe Paris, dar voi dacă veți altceva, -am folos îl folosesc pe ăsta nu e extraordinar de bun, dar nici un CDM slab. Pentru mine și face treaba. Îl puneți pe holding, pe defend, e tot ce trebuie. Adică vedeți și voi exact liniile verzi, exact pe unde se deplasează el. Nu are o viteză wow, dar e lengthy și se duce, se duce bine. Când pleacă, pleacă bine rău de tot. Bun. Aripile, pe balans amândouă, inside forward. Uite, după aia o să vă arăt și cum, e, cum sunt în teren. La fullback, nu i-am pus pe, pe plusul lor, pentru că prefer să i-am în spate. Haideți să vă arăt și de ce. De exemplu, cu mingea, dacă îl pun pe, pe wingback, se duce mult prea sus. Și rămân puțin am descoperit. Chiar dacă nu are plusul ăla, prefer să stea mai în spate. Și la fel pe balans, să, să și urce. Bun. La walker e la fel, tot așa, full back balans. Aici la... La ce bei depinde. Nu, nu prea găsești să aibă Defender Plus Plus, dar nu contează asta. Poți să-i dai, de exemplu, dacă ai, pe, ai doi Defenderi și unul are Stopper. Îți pe unul Stopper, unul pui Defender sau, cum are, cum are Gabriel, Ball Playing Defender. Bine, l să-i să pun Stopper Plus Plus. Doar că eu nu-l foloseam pe ultima oară. Da, foloseam alt fund, aș să vă arăt imediat spre ce vorba, îl prefer pe celălalt. Încă nu este evoluat și de asta. Bun. Neapărat să fie defend la goalkeeper. A zice tot goalkeeper, indiferent ce plus are portarul să lăsați tot pe goalkeeper. Nu știu, părerea mea. Acum, la, la focus, neapărat pe defend, dacă îl dați pe balans, s-ar putea să rămânesc cam descoperit câteodată cu poarta goală. Deci neapărat pe defend. bun. Asta așa că v-am arătat, de fapt, vreau să vă arăt și cum arată în joc. Bun. Cam așa arată în joc formația. Ce înseamnă dacă îi băgam pe ăștia, uite, de exemplu, la Walker. Dacă îi dau plusul lui, fiind falseback false back, se duce aiurea. Dacă îi dau defend, iarăși, și o deci rămân pe partea dreaptă, rămân total descoperit și nu, nu e ok. Deci cel mai bine este fullback pe balans. Ați putea încerca și defense să-i dați amândoi defend aici, să facă linia mai, mai strânsă, dar iarăși nu aș recomanda să fie prea... Sunt prea înghesuit și iarăși pe, pe aripi în dreapta poate să vină din lateral și nu, nu e ok. Deci fullback pe balans destul de basic treaba asta oricum. Încă o chestie. Al doilea CM. De exemplu, la mine sunt box to box -ul am noi. Aici ați putea încerca și... Merge un playmaker. Da, n ai zice că pe atac. Roaming, s-ar putea să rămâneți descoperiți. Ar merge și un playmaker. Ar merge niciun, calf, în niciun caz half -winger. niciun caz. În niciun caz. Asta doar dacă vrei să fiți mult mai defensiv să-i dați deep, deep la un playmaker. Nu are, nu are sens. Da, la mine va, răm, va, rămâne box to box. Așa îmi place să mă joc. Bun. Nu știu care e... Ce modificare am făcut pe aici. Bun. Ce fundaș folosesc în loc de Gabriel? Uh, mie îmi place foarte mult de Pavard și l-am băgat la Evo acum să-i crească și peSO Mai am câteva meciuri de jucat, nici nu mai știu cât mai am. Și cam, cam asta e treaba cu, cu tactica. Ce nu am văzut eu? A, ah, aici e codul. Uitați codul acolo sus. Luați-l, încercați-l și vedeți care e treaba. Nu vă uitați că scrie acolo 4-4-2. Pentru că prima oară încercasem eu cu ceva la al doilea CME, gen cu Playmaker, dar tot mai bine este așa. Urcă destul lm și rm Sper să vă fie de ajutor, încercați-o, vedeți cum se mulează pe stilul vostru de joc și succes! Ne vedem data viitoare! Salut!